Piatra Neamț, Bulevardul Traian, ieri, în jurul prânzului. Imaginea arată o adevărată desfășurare de forțe pentru a remedia o mică pierdere de apă. Astăzi, urmările muncii de ieri sunt vizibile pentru toată lumea. Ce era doar un fir de apă s-a transformat într-un izvor bine întreținut, care are darul de a spăla mașinile care trec prin zonă. Dacă la punctul de pornire s-ar pune și un dezinfectant, am putea spune că este o acțiune menită să combată coronavirusul la Piatra Neamț. Evident, se așteaptă alte soluții tehnice de la Compania Județeană de Apă, altele decât cele de ieri, pentru că dacă nu, s-ar putea ca în curând să avem aici un lac, sau de ce nu, să ne putem gândi chiar la o vacanță la mare.